Hello community, bun venit la un episod din GTA Online. Am avut ca apărut un event, dacă mă întrebați, nu vreau drog să mă întrebați, un event în fiecare zi, trebuie să plouă, deci pe la 4M, hai să ne sunăm țopărul, și că e cu extraterestri, și mi-am luat la misterul ăsta, a apărut în poveste. Era o misiune cu Michael în care, cum zice, te droga fiul său și după aceea, cum zice, vede extraterestri. Asta că e timpul să vedem ce vedem, despre ce e vorba. Acum trebuie să face 4 AM. Poate că ar vine acum ploaia. Zic că vei primi o armă. O armă specială care chiar vreau să o iau. Asta că hai pe treabă. Da. Ok. Să te n-ai bii. What the fuck, nu mi-au bii l-ofisul. Dacă vă întreba la banda trecută la noi niște câteva masini. Episodul ai filmat, cum se zice, zoi. Deci episodul cu Palita în Vescor o să apară cum ar fi vineri, adică mâine. Mâine, dar episodul ăsta apară, cum știu, undeva pe marți, când am timp. Hai să facă pur, nu știu, noapte pe afară, știu că trece timpul GTA. Ea mai te vine o ploaie de-aia urâtă. Stați un pic să-mi scot telefonul, văd unde e naveta spațială. În fiecare zi va fi câte una. Deci voi posta cât în fiecare zi câte un video. O să dureze un pic, hai repede, bagă-mă. Ok. Ok, uf. Apoi am găsit eventul. Dacă l-am greșit, fac ceva special. Da, se pare că am găsit eventul, dacă... As I'm sure all of you guys are aware, every Thursday for the month of October, Rockstar Games will be added new Halloween events into the game. Now, of course, with today being Thursday in the top right. Now, once 7 o'clock strike Pacific Bluffs, I'll post all up here, and as you guys can see on screen, here will be the location of the ghosts located in Pacific Bluffs. I'll leave timestamps of each ghost and what time they spawn in down low in the description, so in case you guys ain't playing the game right now, feel free to add this video to a playlist and come back to it whenever you... Ok, băieți, deci aparent am greșit eventul, dacă apare repede mă sparg la o navetă, dar hai să facem niște poze la niște fantome. Hai, Fantomito, vino doar să nu mă bântui noaptea. Bântui noaptea, what the fuck, vorbesc eu pe YouTube. Se vede că-mi pierd mințile, băieți. Dar... va trebui fac mai multe părți episodul sau bem face de ce. Ok, îmi face o poză, deci... din câte văd de pe acoperișul cimitirului ăsta, aici n-a fost mai cam deloc. Mai vreau mai să am pe director, mă o să-mi fac de capul meu. Dar na. Ok, vedem. Guys, one, you mentioned. All of the ghosts aren't going to spawn in back to back. There is going to be one special ghost which will complete the challenge, which I'll explain more about later in the video. However, it is worth mentioning these ghosts will be spawning in hourly. So the location of the first ghost will be on top of the church inside the graveyard.
at a second host spawning between 8 p.m. and 9 p.m. can be found directly underneath this bridge, as you guys can see on the screen. Just avoid all homeless people and keep an eye out for the ghost. That's some people. Acum mi-a apărut. Acum, deci, eram sigur, ia. Mă apare fantoma? Ah, cum 11 luni a fost. Ah, pe spălăsea! Ah, sunt două. Ah, la 19 apar. Dar un pic, mai e o locație. E la acolo, de acolo. Deci, hai să mergem. Am fac și eu parte, dar ce-am apar. Registrează boss. Specific bluff. I'll leave timestamps on each ghost and what time they spawn in down low in the description. So, in case you guys ain't playing the game right now, you can feel free to add this video to a playlist and come back to it whenever you guys want. I do want to mention all of the ghosts are going to spawn in back to back. No. The one special ghost which will complete the challenge, which I'll explain more about later in the video. However, it is worth mentioning these ghosts will be spawning in hourly. So the location of the first ghost will be on top of the church side of the crater, as the ghost is falling between 8 p.m. and 9 p.m. and bound directly. Ah, se spawnează, nu spe. Ok, nu spe. Mamă! Păi cam ne vedem la 19, băieți, în joc! Ok, băieți, trebuie să găsim repede fantomele. Wow, de sunetul ăsta. Unde-i fantoma? Repede, unde-i fantoma? Am pe văd unde-i fantoma? Repede, 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 repede. Unde-i fantoma? Unde poate fi fantoma? Poate fi pe lac, poate fi pe lac. Uite, acolo e! Uite prima fantomă, băieți. Let's go! Ne vedem la următoarea fantomă. Am văzut pe unde-i fantoma. Ah, olha o bico, bico, né? Oh, onde é fantoma? Onde? 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 Uite acolo e. Ok, băieți, următoarea. Dos, nu, mamă. Nu am venit să le apătate în timp. Dos, 1, 2.
Ok, ne vedem la următorul. Uf, am văzut-o, că am auzit sunetul. Repede, repede. Și ne vedem la următoarea părți. Aici este fantoma următoare. Asta că, bam! Ne vedem la următoarea. Ce-i frig? Păi, aici e următoarea fantomă. De aici se fica eu perico. Ok, ne vedem la următoarea. Aici următoare. Freaking aici, da? Ne vedem la următoarea. Fantoma trebuie să fie aici, credeți-mă, chiar mă enervează că nu pot arăta, pentru că foarte repede trece timpul GTA. Uite, bacul, uite, frate. Cine-i bă ăla? Ok, băieți, ne vedem la următoarea fantomă. Vezi că nu-l văd, să-mi bati soarele! Hai repede! Uite, acolo e, acolo e. Sa-sa. Ok, let's go, ne vedem la motoarea fantomă. Mamă, noroc. Hai, vedem. Motoarea fantomă trebuie să fie pe aici. E pe aici. Unde e, frate? Unde e? Uite! Bine. Hai, facem un sacrificiu. Ok, let's go! Și vedem când se pauna ultima fantomă. Deci la 00. Deci ne vedem la 00. Fantomă, băieți, este aici, spoiler alert. Aici va fi o misiune cu Franklin, dar nu vă dau spoiler ce va întâmpla aici. Când ne vizionez ca povestea, că o fi o misiune, o să apară un tip aici, dar cum zice, nu vă dau spoilere până ajunge la misiunea aia. Deci, cum zice, când îți va arăt misiunea, vă explic eu cine era, de fapt. Dar acum trebuie să facă timpul. A, trebuie puțin. Și am văzut un collectible acolo, după chi trebuie o să merg într-o bună zi, dar cumva, am vrea să ne fă... Am focusat pe tichete, vă pot planul mele pentru GTA și pentru Red Dead Online, pentru că vreau atent de ziua mea, s-a aflat că GTA asta se-a cam luat delay. Deci, cam... O continuă online încă un an pe YouTube, ce-o fie, deci după decembrie mai online o să fie, din păcate. După Red Dead 2 la fel. E așa lintit. O fac content. Nu te facă aproape de 00. Hai vedem. O primim ceva, un costum special Silivery. Dar crezi mai foarte, foarte enervant că, cum zice, timpul trece atât de greu. Deci nu poți pune pauză în jocul ăsta, mă divează rău. Am luat și masinile gratis pentru ta până acum. Îmi place, o să ne focusăm și pe navetele spațiale. O să vă adică un sat la finalul videoclipului. Ceva special. Da, ok, hai vrem. 3. N-am pic să nu... Deci am dat un sunet acum. Vedeți? E un tip acolo. Vedeți cu? Am luat toate astea. Am făcut $4. Și gata. Ok, Ghost Hunter, your content. Uitați-vă, am primit o masină, un costum. Am primit de bani, un livery. Ok. Hey, am primit. Oh, what is that? Lasă, bă, mai puțin eventul. Ok,
mă cam enervează că, cum zice, hai vedem. Bă, am meu cu... Pică, vă rog. Outfit-ul. Hai, ne ce primim. Din păcate n-am primit Massina, dar am primit Livery-ul. Hai, mergem să vedem ce am deblocat. Doar o costumul și vă puteți face în episodul viitor. Special. Opa, ia uite ce avem aici. A? Ok. Mișto. Mi-am mai tăiat un pic. Ok, hai să mergem la transporturi publice. Man, what the... Vedeți, mașina ta, pata puteam pune la Evary. Asta, dar acum, cum se zice, nu prea pot o lua. Yep, te fac un heist. Am pic. E un polo, din păcate. Dar dacă vă trebuie băieți, sper că a plăcut cine dat tare. Păi, pa, pa.